Salutare, bine ați revenit pe canal. Astăzi vreau să discutăm despre ceva ce aveam în cap de ceva vreme și acum am găsit și un articol care se pupă exact cu ceea ce gândesc eu. Faptul că America, deși la prima vedere pare că vor să baneze cripto, că nu sunt friendly cu cripto, de fapt în spate este un alt interes, este acela de control. Și la fel cum bursele sunt controlate de către cei din America, la fel și cripto încet încet va ajunge în același loc pe termen lung. Dacă îți plac acest tip de videouri, poți să dai și un like, poți să dai și un subscribe, pe mine mă ajută foarte mult. Dacă vi se pare că vorbesc prea rar, puteți folosi 1,5x la vizionare, chiar și 2x. Am văzut că unii dintre voi vă amuzați, vă dați seama că nu mă supără până la urmă fiecare remarcă constructivă ajută canalul. Vă dați seama că trebuie să citesc articole în engleză și să le traduc în cap în română și după aceea să le prezint, să mai spun și părerea mea și asta duce la ceva perioade în care nu mai sunt și eu ca în tinerețe, să vorbesc foarte repede, să gândesc foarte repede. Și acum să trecem la ce ne interesează. Eu am zis din acum câteva luni că la un moment dat trebuie să vină și reglementarea, atât în America. Erau singurii care erau lăguiți, ca să zic așa, deja Europa are proiectul Mica. Din Asia, deja știm toți că Hong Kong a venit cu reglementări. Și tot timpul americanii erau în urmă, care ei de fel erau primii care dădeau trendul pentru toate țările care îi copiau. Știți, adică știm deja toți câte țări copiază doar ce face America. Și din cripto nu venea chestia aceasta, nu venea reglementarea. Și când au început să vină chestii din America, ce au venit? Doar procese cu Binance, cu Coinbase, token declarat securities și tot chestii de nașpa, chestii de rău. America era noua China care era contra cripto, bana în ghilimele cripto. Și mie nu mi se părea că se pupă, mai ales când știu că americanii vor numai la bani le stă capul, mă refer la nivel mare, la acolo sunt cele mai mari instituții. Trebuie să facă fiuri, trebuie să aducă bani pentru acționarii lor și nu înțelegeam cum că cripto e o vacă de mulți, la fel cum există bursa unde se plătesc atâtea fiuri, atâtea ETF-uri, ca să investești, plătești un management fee de ceva procente foarte micuțe, dar vă dați seama când compari cu câte rulaje se fac în acele ETF-uri, vă dați seama câți bani se generează și nu avea nicio logică. Pentru mine nu prea credeam, nu se pupa, nu se lega chestia asta că cripto banează. De ce ai banat ceva când poți să faci bani din el? Și ieri, 19 iunie, adică acum 2 zile, dar ieri am citit acest articol, s-a părut incredibil, era exact cam ce gândeam eu și am zis, hai că nu, să-l pun acolo deoparte și la un moment dat o să-l filmez când va fi momentul. Și acum, când am citit de dimineață, ce seară, ce știri au venit în cripto din partea USA, am zis, clar, nu, trebuie acum să prezint, să vă explic și vouă. Și hai să începem. Statele Americe nu banează cripto, de fapt creează tot ce trebuie ca firmele de tradiție, de casă ale lor din America, de fapt să preia controlul cripto, nu să-l baneze. Și ce ziceau ei aici? Deja când a venit știrea cu BlackRock, dă seama, e cel mai mare manager de asset-uri din lume. Și îi dă seama de unde e, din America. Și el ce vrea să facă? Vrea să s-a dus la SEC și a zis ok, noi vrem să facem un ETF, un spot ETF, adică când oamenii cumpără ETF-ul nostru, noi ne obligăm să cumpărăm pe spot, adică nu mai este doar pe futures, Bitcoin, la fel cum ei cumpără acțiuni din America, gen Tesla, Coca-Cola, Microsoft și așa mai departe, tu când cumperi un ETF cu S&P 500,
Orice acest manager din spate care se ocupă de acel ETF se obligă să cumpere efectiv acele acțiuni pentru tine, să le țină în ETF. Atunci, asta a fost prima, ca să zic, piesă din puzzle care deja arăta trendul ce vor cei din America. După ce au luat așa la șuturi în fund pe cei vechi din crypto, Binance, Coinbase. De fapt, de ce vor să-i dea la o parte, de ce sunt procesele? Ca să facă loc acestor fonduri mari, care vă dați seama, mână-mână cu cei din SEC, tot ce e acolo în spate în America. Ca să aibă succes, trebuie să-ți elimini sau să-ți slăbești concurența. Aici îi prezintă ce v-am să vă zic și eu mai de mult, că din 576 de ETF-uri pe care BlackRock le-a trimis la SEC, unul singur a fost rejectat în toată istoria lor. Vă dați seama că șansele sunt uriașe să fie aprobat până la urmă acest ETF de către cei de la SEC. Și ei vor folosi acest statut Delaware pe partea aceasta de, cum au zis ei, design-ul, cum să dețină Bitcoin-ul în acest ETF. Și vor folosi Coinbase ca și custodian, acest Coinbase Custody Trust Company. Vă dați seama, cum am zis și eu nu înțelegeam de ce Coinbase este dat în judecată. Când Coinbase e compania celor din America, e cea mai reglementată, e în ghilimele controlată de americani, nu mișcă nimic în America. La fel, BlackRock a făcut și un agreement, surveillance sharing agreement cu Nasdaq, încă o chestie care se leagă. Nasdaq este foarte mare în America, pe bursă. Și țelul aceste înțelegeri este de a face share la informații despre trading, despre partea de clearing, despre identificarea clienților, adică KYC. Și asta arată tot acest approach al celor de la BlackRock, cât de bine s-au pregătit astfel încât să respecte toate chestiile de reglementare și să fie siguri să aibă cele mai mari șanse să li se fie aprobat ETF-ul. La fel, au venit și din partea celor de la Soros Fund Management, care au zis că crypto is here to stay, ce tot zic și eu și o zic și alții. Nu vă mai speriați, nu vă mai panicați. Crypto nu moare per total ca domeniu. Este abia acum începe adopția cea adevărată, care se zicea de ciclu trecut. Și acest CEO, acel de la Soros Fund Management, Don Fitzpatrick, spune că aceasta este doar o oportunitate de aur pentru firmele mari de clasă din America să preia frâiele și le spune: Crypto is here to stay. What has happened is clearly a setback. But right now, I actually think this is a huge opportunity for the incumbent financial firms to actually take the lead. Ceea ce spune el, e clar că e un pas înapoi, că sunt atacate Binance și Coinbase, dar de fapt este o oportunitate pentru firmele mari, firmele de tradiție, să preia frâiele, vă dați seama, să preia controlul, să fie ele principale, cele care vor acumula fiurile oamenilor. Și aici, în știre, era spus că se pregătește și un crypto exchange care are backup foarte mare de pe partea aceasta tradițională, mai mulți playeri foarte mari, printre care Charles Schwab, dacă îl știți, e clar, cu multe ETF-uri, Fidelity, Digital Assets, Citadel Securities, iar e un fond foarte mare. Și am zis, da, super tare, ce urmează. Și prima știre, când m-am trezit, exact ce zicea că urmează, de fapt, gata, deja s-a pregătit. Se lansează acest crypto exchange care are în spate cele mai mari instituții din partea financiar tradițională, Fidelity, Schwab, Citadel,
Și acest EDX Markets, îi zic, are un business model diferit față de alte crypto exchange-uri, care place celor din reglementare, celor de la SEC, vă dați seama, asta a spus CEO-ul lor, Jamil Nazarali. A fost lansat în America, ei spun că și-a folosit propria tehnologie, au lucrat 9 luni pentru acest lucru, asta a spus compania. Marți, vă dați seama, și acum știrea a venit și la noi, miercuri. Și el, CEO-ul lor, a spus: "I am proud to announce that EDX Markets, EDX, has successfully launched our digital asset market and completed an investment round with new equity partners." Vă dați seama, deja au dat și anunțul că s-a lansat. Super tare. Și acum hai să revenim la articol, să vedem ce mai interesant, ce se mai pupă cu ceea ce gândiți probabil majoritatea dintre voi, cei care ați rămas în cripto, cine se uită acum pe YouTube, la orice tip de conținut despre cripto, meritați o medalie, o să faceți foarte bun, mulți bani pe termen lung. Înseamnă că voi ați înțeles care sunt jocurile pieței, când este cel mai important să fim în piață, atât în cripto cât și în bursă, în bear market-uri, nu în bull market, în bull market vinzi, bear market cumperi, dar retail-ul face pe dos. Mă bucur că sunteți foarte mulți. Și acum eu dau aici în articol ce zicea CEO celor de la acest nou exchange, că cumva de ce să oamenii sunt speriați, că pot să fie hack-uri, pot să fie probleme pe anumite crypto exchange-uri care sunt în prezent, vă dați seama aici direct lovitura în Binance, în Coinbase. Dar când tu te duci și cumperi cripto printr-un acest ca un fel de ETF, tu de fapt totul e safe, e ca pe bursă, brokerul se ocupă de tot ce trebuie. Atunci tu nu mai ai stresul ăsta că aoleu îmi pierd, că schemuri, că și așa mai departe. Și acum, frumos aici mi-a plăcut ce zic ei, că ironia este palpabilă, un sector, acest cripto care când s-a creat, a fost creat cu scopul de a descentraliza și de a fi, cum să zic, de a lua peste, nu peste picior, nu știu cum să traduc în română, to disrupt, adică să preie o parte din partea financiară tradițională, cum o știam noi. De fapt, ce se întâmplă, ce a început deja, această dominare este cucerit de către cei pe care cripto vrea să-i cucerească. Și această schimbare, zic ei că nu este un hostile takeover, adică nu te ia cu forța, nu e un război, nu, ei te iau frumos, te cuceresc ca o evoluție naturală și acest lucru arată de fapt că piața cripto a ajuns într-o etapă de maturitate, nu mai este Wild Wild West, cum mai ziceam în anumite videouri. Și acest CEO spune că acest lucru aduce de fapt un viitor, un beneficiu, mai ales că vor intra acești jucători mari din partea financiară tradițională și aici au dat așa frumos, e ca și cum avea un adult în cameră, ca și cum acum totul era și la un nivel de copilărie, de copii prostănaci și totuși acum când vin ei care să preia controlul, dă seama ce frumos o dau. De fapt, ei știu cum se face, ei sunt adulturi care o să ne învețe pe noi sau pe celelalte exchange-uri, pe ceilalți copii în acest domeniu, cum se face. Și ca să vedeți cum se leagă toate, cum se pupă, deci sunt incredibile fazele. Deci a venit știrea cu BlackRock, a venit cu acest exchange și acum încă o mare instituție. Când a văzut că BlackRock aplică pentru ETF, haideți că mai facem și încă o dată și noi. Și atunci, cei de la WisdomTree și ei au depus o aplicare pentru acest WisdomTree Bitcoin Trust la SEC. Dă seama, una după alta. Și acesta este un foarte mare asset manager din America.
La fel și știți cum e, dacă face unul, face al doilea, de ce să nu facă al treilea? O zi după ce BlackRock a spus acest anunț cu lansarea Spot Bitcoin ETF, cine a mai venit să zică, pe lângă Wisdom și Bitwise, la fel și ei cer să ei și-au, de ce au fost rejectați în trecut, din nou și-au repus și din noi și-au repus cererea. De seama, deja sunt foarte multe. Pentru mine e clar ce vor să facă. Părerea mea e că se vor aproba foarte multe aceste ETF-uri. Deja sunt firme de casă. Sunt acolo niște încrengături de, cred că nici nu ne vine să credem cât de bine se înțeleg în spatele ușilor închise, cum se zice. Și vă dați seama, tot astăzi a venit și tweet-ul de la CZ, vă dați seama că nu e prost, e un om foarte deștept. Și el a spus, impeccable timing, vă dați seama, un timing impecabil, adică după ce dau în tine, dau în Binance, dau în Coinbase, dau în cripto acesta descentralizat, numai cât se poate, cu dați seama că și Binance și Coinbase erau tot centralizate, dar erau ale noastre, ca să zic așa, ale criptoului, nu erau ale acestor firme mari de pe tradiționalul clasic, de pe burse. Și atunci, îmi dai seama, la câteva săptămâni, după ce dai în foștii, hai să zicem așa, regi ai regatului cripto, vin ceilalți care vor să cucerească după câteva zile, săptămâni, îmi dai seama, că nu-i prost nici el. Și așa, ca un mic rezumat, așa de încheiere, ne va impacta sau nu acest lucru, sens bun, sens rău. Dă seama că dacă se aprobă acest ETF, Bitcoin se duce la cer. Deja ați văzut că pumpează foarte bine, sparge rezistențe, a cucerit zona aceea de 27.200, care am prezentat-o în videoul de luni, unde se vedea atât on-chain, că acolo erau foarte mulți short-term holders care trebuiau spulberați. Și pe grafic, pe analiza clasică, era o rezistență care trebuia cucerită. Acum vă dați seama că dacă închidem la sfârșit de săptămână, duminică, la nivelul acesta pe Bitcoin, arată un semnal clar, continuă trendul ascendent. Mulți, sau sper că nu v-ați speriat când au venit scăderile după anunțul Fed de plafonare dobânzi. Eu zic de vreo o lună jumate, 2 luni, că mă așteptam să vină verde. Cei care ați crezut în ce am zis, probabil ați acumulat pe acel dump, la fel cum am făcut și eu, am mai luat ceva Solana, ceva Ethereum și ceva Matic, mai ales când a căzut sub 0,6, dați seama, după un an de zile când s-a reîntors la acel nivel, pentru mine a fost ok, aici este o zonă să mai pot lua în continuare ceva DCA. Cei care ați văzut că a scăzut piața și v-ați așteptat din nou, mergem și mai jos și mai jos, v-am zis eu că n-are cum să crească. Pare rău pentru voi, nu înseamnă că eu știu viitorul, e doar ce am prezentat. Am prezentat ce a fost în trecut, ce am urmărit, cum a performat bursa în trecut, când Fed plafona dobânzile, cum s-a comportat Bitcoin în 2019, când la fel Fed a plafonat dobânzile. Și acum că vin și aceste ETF-uri, spot ETF, dați seama aici ce ne dorim de atâta timp pe Bitcoin. Și când o să se aprobe, deci nu este dacă, este doar o chestie de când o să se aprobe acest ETF pe Bitcoin, vă dați seama, va veni nebunia, nebunia adevărată. Este o chestie doar de timp, până o să vedeți știri, că o să fie companii mari. Părerea mea că tot acestea mari din America, care vor veni și vor lansa și pe Ethereum acest spot ETF, și atunci americanii și multe persoane, când vor cumpăra celebrele ETF-uri de pe S&P 500 sau de pe Nasdaq, la fel de simplu va fi pentru ei să cumpere cripto printr-un ETF emis de aceste instituții mari, de BlackRock. O să cumpere Bitcoin, o să cumpere Ethereum prin acest ETF și atunci
ce să se întâmple, o să fie o presiune foarte mare de cumpărare. De fiecare dată când cineva va cumpăra o unitate din acest fond, aceste ETF-uri, ei trebuie să cumpere, să aibă pe balanța lor spot acel activ, prin urmare ei trebuie să cumpere de pe un exchange. Și oare de pe ce exchange vor cumpăra? Acum hai, vă las. Cât să vă las? 5 secunde? O să cumpere de pe Binance? Nu. O să cumpere probabil prin Coinbase, dar grosul va merge prin, părerea mea, acest exchange. Se vor lega toate la exchange-ul acesta, acest EDX Markets. Se va face integrarea cu toate. Vă dați seama, banii, fiurile, unde vor merge? Vor merge la companiile mari din America. Și cumva cam astea sunt jocurile pe care Gary Gensler le face. Își apără prietenii lui, în ghilimele, cei care îl susțin, de seama, acolo îi susțin postul, îi țin scaunul călduț, trebuie să le dea și lor ceva la schimb, trebuie să le dea bani. De aceea l-a susținut pe Sam, cel de la FTX, au fost mână-mână. Dacă vă uitați, procesul tărăgânează, nu se întâmplă nimic interesant. Am citit ceva articole că deja anumite acuzații încet încet se renunță la ele. Vă dați seama că Sam un nenorocit ca și Do Kwon, dar Do Kwon chiar va face, părerea mea, pușcărie multă. Dar Sam va fi așa ținut în puf, sau și dacă îi se va da o pedeapsă va fi foarte mică, nu va fi atât de mare bau bau pentru el, pentru că a dat bani unde a trebuit, a sponsorizat pe cine trebuie. Și atunci, na, asta e părerea, cripto nu moare, cripto este doar cucerit. Castelul cripto este luat de instituțiile mari din America, dar până la urmă pe noi, cum zic eu, pulimea, ne interesează sincer cine este în castelul cripto, că SEC, că sunt cei de la Coinbase sau este acești noi șmecheri. Pe mine nu mă interesează. O să facem bani foarte mulți dacă ne ținem de treabă. Continuăm să acumulăm pe dumpuri în bear market, proiectele mari cu adopție. Mulți dintre voi am văzut că nu vă prea interesează Bitcoin, Ethereum. Cred că în următoarele update-uri de piață o să prezint ori deloc, ori foarte puțin și o să rămânem pe altcoin-uri, dar pe termen lung doar voi pierdeți. Să nu aveți expunere în cele mai importante active, mai ales când uitați-vă unde merge adopția, unde merg fondurile, ce vor ei să cucerească, piața Bitcoin și piața Ethereum și ulterior, vă dați seama, peste ani. Dar m-a mai durat ceva, o să mai vină părerea mea, este doar ce zic eu, ceva spot ETF pe anumite monede foarte mari, gen probabil, zic și eu, poate un mix de Cardano, Solana, Polygon, ceva de genul vor face, sau Avalanche, nu vor muri cum speră mulți. Cam atât pentru astăzi, dacă ți-a plăcut videoul, mai vrei de genul, poți să dai și un like și un subscribe. Chiar sunt curios care e părerea ta, ți se pare că e ok ce am prezentat sau ai altă părere, nu consider că cripto este cucerit de cei din America, vreau să avem o discuție constructivă prin mesaje, ne reauzim data viitoare.